Puicuța O poveste de Madlen Mansie Cot, 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 codac Găinuța Puicuța tocmai a făcut primul ou din viața ei. Este foarte mândră. Cot, codocește de zor ca să afle toată lumea și le invită pe găinile din poiată să vină să-l admire. Veniți să vedeți ce minune, strigă bătând din aripi. Eh, se strâmbă galineta. E atât de mic că ar trebui să te uiți cu luneta. Ar fi nevoie să spargi zece ca ăsta pentru o omletă, adăugă picoreta. Ai zice că e o bomboană, interveni cea mai bătrână. Câinile grase și dodoloanțe își râd toate de puicuță. Cloncă și râd. O pitică, tot pitică rămâne. Căinușa nu le-a auzit bârfele. E foarte jignită și atât de nefericită încât își abandonează oul. De rușine se duce să se ascundă în fundul grădinii. Biata puicuța, ar vrea ca oul ei să fie foarte mare, la fel ca inima ei de găinușă. Cât de mult mi-aș dori să fac un nou care să umple o tigaie întreagă, gândește găinușa. De ce sunt atât de mică? Tocmai atunci Vântul împrăștie grăunțele în zbor și alergă să le prindă. Dacă mănânc mult, o să mă fac la fel de grasă ca prietenele mele, se gândește ea. Însă ele o împing, o calcă, o răstoarnă. Puicuța apia dacă reușește să înghită câțiva fiermișori. Dar iată că, într-o noapte, vulpea se furișează să dea târcoale cotețului în care s-au strâns găinușele și ca să mănânce, o alege pe cea mai grasă. A doua zi, pe pământul răscolit, n-au mai rămas decât penele. Găinile stau gemuite una în alta. Galineta nu îndrăznește nici să respire. Picoreta nici nu mai mănâncă. Abia dacă ciugulește, doar atât cât să nu moară de foame. Este atât de frică să nu se îngrașă și să sfârșească în burta vulpii. Mărturisește, puicuței, aș vrea să fiu la fel de slabă ca tine, ca să nu mă vadă vulpea. Dacă vrem să scăpăm de ea, trebuie să ne ajutăm una pe alta, spune puicuța. Vai, dar noi nu avem cum să ne apărăm. Suntem destul de multe ca să o speriem. Are dinți așa de ascuțiți. În loc de dinți, noi avem un cioc tăios și ghiare ascuțite. Pentru ea nu suntem decât o delicatesă. N-are rost să visăm. Visele nu ne folosesc la nimic. Sunt de acord, dar trebuie să ne organizăm și să o speriem. Când va vedea că nu ne mai este frică, o să fugă ca un hoț. Așa și făcură. De la cea mai voinică până la cea mai pitică, toate găinile se pregătiră să o primească pe coana vulpe. Când o văzură venind, leșinată de foame, se grăbiră să iasă înainte înflându și penele, crăind și arăsându-se furioase, ele se aruncar asupra vulpii. Mirată, vulpea dădu apoi și ziși să mieroasă. Vai, nu vă supărați, am venit cu gânduri bune. Dar găinile au continuat să amenințe cu ghearele și ciocul. Terminați, o să-mi scoateți ochii, asta și vrem. Speriată, coana vulpe fugi cât o ținură picioarele mai fuge și azi? Cotețul ăla nu-l va mai ataca ea niciodată. Foarte emoționată, picoreta îi spune puicuței. Hm, deși ești foarte mică, ai mai multă în minte decât noi toate la un loc. Îți viața. Galinea ta și celelalte mulțumiră călduros. Și acum, de câte ori puicuța face un nou, se strâng în jurul ei și o laudă. E, că este mic, dar e cel mai frumos.